Obștea schitului Tanacu din județul Vaslui a sărbătorit astăzi hramul așezământului monahal închinat cinstirii icoanei Maicii Domnului Prodromița. În mijlocul obștii și al credincioșilor s-a aflat cu această ocazie preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor. După ce a sfințit Paraclisul Sfinții Gheorghe, Artemie și Procopie, situat în corpul de chili, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram pe un podium amenajat în curtea mănăstirii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că Feceara Maria a întruchipat slujirea de plină față de Dumnezeu, cât și față de oameni. Maica Domnului este cea care a întruchipat la modul deplin al cuvântului slujirea, Atât față de Dumnezeu, cât și față de oameni. Maica Domnului i-a deschis lui Dumnezeu nu numai ușa casei sale, ci și inima sa, dăruindu-i-o în integralitate, slujindu-i cu întreaga sa ființă. De aceea, Maica Domnului nu are o biografie în sensul propriu al cuvântului. Viața ei și-a identificat-o cu viața lui Hristos. Inima ei a devenit ca un teasc, unde erau zdrobiți strugurii cuvintelor dumnezeiești pentru ca să dea vinul înțelesului celui duhovnicesc. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un ierodiacon pe seama acestui așezământ monahal. De asemenea, la finalul slujbei, Preasfinția sa l-a hirotesit duhovnic pe ieromonahul Caliopie a Domniței și l-a instalat pe acesta egumen al schitului Tanacu,